Subiectul din această seară este intitulat Pierdut în Isus sau pierdut pentru totdeauna. Dragii mei prieteni, titlul este generat de o idee care m-a frământat săptămâna asta foarte mult, și anume faptul că Domnul Isus Hristos este un univers. Domnul Hristos este un univers comentat, disprețuit, bagorit de mulți, dar din nefericire necunoscut. De majoritatea oamenilor. Așa este și a fost întotdeauna. Așa cum spunea Mântuitorul în Luca, capitolul 19, dacă nu mă înșel, dacă ai fi cunoscut-o astăzi, măcar în ziua aceasta, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dragii mei prieteni, suntem pierduți în Isus sau suntem pierduți pentru totdeauna. Iuda este pierdut pentru totdeauna, că n-a vrut să se piardă în frumusețea caracterului Domnului Hristos. El a vrut puterea Domnului, dar i-a urât și disprețuit caracterul. Pilat a ales să rămână singur pe veșnicie, o stea pierdută în abisul întunecat al Universului, pentru că n-a vrut să se piardă pe sine însuși în Hristos și a murit acolo undeva în Roma. Caiafa, marele preot, care n-a vrut să se piardă pe sine însuși în Hristos, a murit din nefericire. El, cel care promitea mântuirea multora, cuvintele pe care oamenii le pronunțau în momentul în care Domnul Hristos era pe cruce, a mântuit pe alții să se mântuiască și pe el însuși. Aceste cuvinte, de fapt, aveau să se aplice lui Caiafa, care juca rolul de mare preot și care se transforma în marele impostor în timpul crucificării Domnului Isus Hristos De fapt acele cuvinte a mântuit pe alții să se mântuiască și pe sine însuși este o declarație care se aplică acum lui Caiafa Caiafa n-a vrut să se ascundă în Hristos și a murit singur Coloseni, capitolul 3, versetul 3, Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci, iată definiția titlului nostru, ascuns în Hristos. Pierdut în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu. Ce înseamnă să fii ascuns în Hristos, dragul meu prieten? Ce înseamnă să nu te mai recunoști pe tine în niciuna din dimensiunile vieții? ci în fiecare părticică a caracterului tău, în fiecare expresie, în fiecare gând, în fiecare moment al vieții tale... În fiecare simțământ generat de mintea ta să dovedească că de fapt identitatea ta s-a contopit atât de mult cu Domnul Hristos. Tu, eu, noi ne-am lăsat atât de mult copleșiți, învăluiți de dragostea sa, încât noi nu mai apărem. Euul personal a dispărut de la sine atât de natural, încât nu avem nevoie să ne certăm cu nimeni pentru dreptatea noastră sau dreptatea celuilalt. Iertat de Hristos înseamnă să fim atât de îndrăgostiți de frumusețea zâmbetului său, încât să nu ne mai pese decizii cu oamenii despre noi, încât să nu ne mai pese condiția socială în care ne găsim, dacă suntem bogați sau săraci. Oricum, în Hristos! pierduți în Domnul Hristos, suntem cei mai bogați oameni din univers. Dragii mei prieteni, pierduți în Hristos înseamnă să fim atât de mult îndrăgostiți de El, că fiecare pas, fiecare vorbă, fiecare gând, fiecare acțiune va purta semnătura iubitului și scumpului nostru mântuitor, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos. În Dumnezeu, ce poate fi mai ideal și mai frumos decât aceasta? Dar, dincolo de acest gând frumos, să ne pierdem pe noi în Isus, pierduți în Hristos. Mai există o idee, dragii mei prieteni. Există o declarație din o carte inspirată, 1892, se numea Reformation Herald, 20 decembrie, undeva, paragraful 4, iar aici mi se spune de către autorul cărții acesteia, dacă dragostea lui Dumnezeu nu este apreciată și nu devine un principiu constant în inima noastră, nu dură, pentru a muia și a supune sufletul nostru, asperitățile caracterului nostru, suntem complet pierduți. Domnului nu i-a mai rămas nimic în putere ca să rezolve, să facă ceva pentru mântuirea noastră și să ne influențeze pe noi ca oameni. El nu poate manifesta o mai mare iubire decât cea pe care a manifestat-o dându pe Domnul Hristos la cruce. Cea mai, cel mai bogat dar al cerului a fost oferit gratuit pentru acceptarea ta. Dacă manifestarea iubirii lui Hristos nu-ți topește și nu-ți supune inima, prin, mijloace, prin ce mijloace mai pot fi eu sau tu atins? Dragii mei prieteni, aceasta este o întrebare cât se poate de pertinentă, o întrebare extrem de importantă pentru viața noastră. Pierduți în Domnul Hristos sau pierduți pentru veșnicie? O altă declarație pe care mi mi-aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră, se găsește în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4 la 5. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. După citirea aparentă a acestui text, se pare că îl putem acuza pe Domnul Hristos de inconsecvență. Adică cum, Doamne, îmi spui să mă întorc la dragostea din tâi, apoi îmi spui aduce aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te nu la dragostea din tâi, dar întoarce-te la faptele din tâi. Cum aș putea să traduc în termenii cei mai simpli acest, aceste două texte, aceste două versete ale Mântuitorului? am împotriva ta. Deci asta înseamnă că Domnul Hristos are o obiecție. Sunt, nu sunt încă pierdut în el, nu sunt încă contopite dragostea lui, nu sunt copleșit de frumusețea caracterului său. Și Domnul Hristos spune, mai ții de tine, încă euul tău personal te face sclav al propriilor idealuri. Cum se poate traduce acest text în termenii cât se poate de simpli? El are o obiecție împotriva noastră, ce am împotriva ta. Apoi spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi sau prima dată. Prima dată când Domnul Hristos ne-a atins inima cu harul său, cu iubirea sa. Adu-ți aminte, adică întoarce-te în timp. Încearcă să savurezi acele memorii în care tu și Domnul Hristos ați fost atât de apropiați unul cu celălalt, în care eu și Domnul Hristos am fost atât de aproape și mi-am depănat fiecare of, fiecare suferință și necaz al vieții mele. Verifică-ți originele. Regretă. Biblia spune, pocăiește-te. E un regret profund, dar nu numai un regret. Abandonează răul. Abandonează răul. Pocăiește-te și întoarce-te, adică schimbă direcția vieții tale. Întoarce-te la faptele din tâi, adică fă dovada că te-ai întors la dragostea din tâi, fă dovada că iubești din nou pe Domnul așa ca o dinioară. La ce dragoste să se întoarcă unii, dacă n-au avut această experiență niciodată. La ce dragoste să mă întorc eu, dacă inima mea n-a fost atinsă niciodată de Domnul Hristos? Cum aș putea eu să găsesc acel reper pe care nu l-am pierdut niciodată, pentru că nu l-am avut niciodată? Se pare că Domnul Hristos aici în textul acesta din uh, Apocalipsa capitolul 2 versetul 4 la 5 nu se adresează celor cărora le-a vorbit cândva. Domnul Hristos nu se adresează celor care nu l-au cunoscut niciodată, ci Domnul Hristos se adresează celor care l-au cunoscut, l-au iubit și, gradual, s-au răcit față de Mântuitorul, s-au încropit. Au ajuns poate chiar într-o apostazie cât se poate de severă, care aduce cu sine orbire spirituală și pierderea reperelor supletești emoționale în fosta relație pe care am avut-o noi cu Domnul Hristos. Întoarce-te la dragostea din tâi, dar la ce dragoste să se întoarcă omul dacă n-a avut-o niciodată? Răspunsul sau remediul pentru aceasta, pentru cei care n au avut dragostea pentru Domnul Hristos niciodată, se găsește într-unul dintre cei mai frumoși: Psalm, dacă nu mă înșel, gustați! Hai, gustați și vedeți ce bun este Domnul! Și atunci când vom gusta și vom vedea ce bun este Domnul, evident că Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem valoarea unei astfel de relații cu El. Lăsați pe Dumnezeu așa cum este El. Nu-L modificați și nu încercați să explicați sau să-L explicați pe Dumnezeu care este adeseori inexplicabil. Adeseori noi încercăm să producem un apanaj de argumente care chipurile îi protejează demnitatea și reputația Tatălui nostru din ceruri. Domnul Hristos n-a făcut asta și nu o să o facem nici noi. Nu ajutăm noi ca braț de carne, pe Dumnezeul infinit în putere și în selecțiune. La Montreal, când am fost cu an buni în urmă, am avut șansa să văd la Basilica sau în Catedrala Sfântul Iosif, așa cum vedeți și în imagini, o groază de cârje care echipurile erau adunate acolo fiind abandonate nu de cei care au fost prin excelență rezultatul vindecării făcute de Sfântul Iosif cel Milostiv. Acolo, la Catedrala Sfântului Iosif, am văzut la magazinul pe care îl aveau o groază de bibelouri micuțe ale multor sfinți, ale multor imagini biblice care, mă rog, au devenit obiecte de închinare, bibelouri, babilonuri, cum vreți să le spuneți, știți că expresia bibelou vine de la Babilon, nu? Bibelouri sau babilonuri în miniatură care sunt vândute în formă de dumnezeiași care pot apare și dispare în funcție de necesități, poate fi atât de mic acel Dumnezeu și acea, acea, acea statuietă sau acea imagine, încât se poate paga în buzunar fără ca să deranjeze pe cei din jur. Așa, după plăcerea omului, și sunt vândute ca preț de alinare a durerilor ființelor umane sau ființe omenești. Omul pleacă de acolo, de la acea catedrală, cu convingerea că a mai cumpărat timp. Dacă nu vom fi pierduți în Isus, vom fi pierduți pentru totdeauna. Apostolul Pavel reușește să definească noțiunea de dragoste, de iubire, în 1 Corinteni, capitolul 13, într-un mod extraordinar și, finalmente, el trage o concluzie spunând că din toate acestea, trei, credința, speranța sau nădejdea, nu? Și dragostea, ultima sau cea care nu va pieri niciodată, va fi dragostea. Dragostea nu va pieri niciodată. Deși prorociile vor pieri, limbile vor pieri, dragostea rămâne acea constantă care ne ajută pe noi să rămânem ascunși în Domnul Hristos și împreună cu Hristos ascunși în Dumnezeu. Știți, între păgâni se obișnuia să se creadă de frică religii, ritualuri făcute de produse de frică, prezentarea zei, zeităților păgâne este o teroare. Oamenii vin să se închine acestor statui după care se retrag cu cuvioși din fața lor pentru a nu le strica dispoziția și a provoca mânia acestor zei deranjați. Am văzut asta cu ochii mei într-unul dintre templele uh, din uh, Toronto, uh, templele cuvioase ale um, prietenii noștri hinduși, acești închinători au un, nu vor și nici nu și-au închipuit vreodată cum e să petreci veșnicia alături de infernul prezenței unui Dumnezeu sau unui zeu rău. S vă dați seama să petreci eternitatea alături de un Dumnezeu sau un zeu care trebuie potolit mereu că se enervează și se supără pe tine, cred că este un iad adevărat. Totuși să revenim la ideea de bază pierdut în Hristos sau pierdut pentru totdeauna. Hristos, dragii mei prieteni, este manifestarea fericirii absolute. Când ne întoarcem la dragostea din tâi, nu vrem decât să vorbim cu El, despre El, în toată plinătatea vieții noastre, în toate dimensiunile vieții noastre, vrem să-L vedem, să-L găsim, să-L îmbrățișăm, să-L păstrăm aproape doar pe Domnul Isus. Există o pană inspirată care spune la cine și la ce, despre cine și despre ce să vorbim mai mult într-o zi. În fiecare zi trec prin greutăți, ce m-aș face eu oare fără el, fără prietenul meu, fără mântuitorul meu? Nu pot concepe viața fără prietenul meu, Domnul Isus Hristos. El este pentru mine cer, el este pentru mine pământ. El este pentru mine veșnicia. El, Isus, Domnul Hristos, este pentru mine mana cerească, mana vieții. El este pentru mine totul în toate. Dacă ai vrea să aduni în palmele tale, prietene, tot zâmbetul drăgălaș al copilașilor, dacă vrei să adaugi la aceasta toate apusurile de soare frumoase, împreună cu adierea tăcerii pe care o aduce vântul în timpul rugăciunii, și dacă ai vrea să aduci toate clipele de aur ale vieții tale, ca să le unești împreună și să poți defini ce este cerul, nu vei putea face decât într-un singur cuvânt. Domnul Isus Hristos. Cuvintele nu ne ajută să definim ce înseamnă cerul. Nu vom reuși să definim frumusețile cu care am fost în contact. Nu vom reuși să definim frumusețea vieții veșnice decât printr-un singur cuvânt, Domnul Isus Hristos. Pierdut în Domnul Hristos înseamnă, dragul meu prieten, să încetez să mai exist eu, Euul moare când suntem pierduți în Domnul Hristos. Dacă eu mai exist, voi fi pierdut, dar nu în Hristos, ci voi fi pierdut în întunericul de afară pentru totdeauna. Esența răului sau paradoxul acela de a fi pierdut în Hristos, esența răului este hrănirea euului personal, hrănirea mândriei ființe umane. Domnul Hristos este totul în tot, și mi-aduc aminte de momente în viața noastră când am reacționat așa cum Domnul Hristos n-ar fi reacționat. Mi-aduc aminte de momentul în care vecinul meu, noul meu vecin, a început să parcheze o fadrumă pe proprietatea mea, fără să-mi ceară permisiunea, fără ca să-mi spună, domnule, îmi cer iertare că stric iarba. Și-au trecut luni de zile și m-am frământat cum aș putea să vorbesc eu cu vecinul căruia m-am introdus într-un mod cât se poate de vesel și bucuros ca vecin care iubește pe Domnul Hristos. Aș putea oare să schimb eu nuanța caracterului meu pentru că uleiul de la tracul său curge pe, 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 pe proprietate, strică iarba, produce urme adânci de noroi după care trebuie să reașez, să regospodăresc zona respectivă? Cum aș putea să reacționez? Cum aș putea să fiu altfel, să mă dezbrac pe caracter pentru un moment și să îi, îi vorbesc așa cum un om din lume vorbește nou? Dacă suntem pierduți în Hristos, întotdeauna vom accepta ca dușmanii noștri să încalece pe grumasul nostru. Iată-mă astăzi, într-un moment în care postesc și mă rog și îi cer înțelepciune, Domnul Hristos, cum aș putea să vorbesc în acestui prieten, vecin al nou, meu, cum aș putea să vorbesc vecinului meu într-o manieră în care Evanghelia să câștige, într-o manieră în care cerul să fie onorat. Cum aș putea să-i vorbesc într-o manieră în care Domnul Hristos și Tatăl meu din ceruri s-ar bucura și s-ar simți onorați, că, într-adevăr, într-un moment de presiune, într-un moment de tensiune, într-un moment neplăcut, eu totuși îi reprezint pe pământ pierdut în Hristos. Atunci când suntem îndrăgostiți de Mântuitorul nostru, de caracterul său frumos și sublim, să știți că ne pierdem în el și euul personal, particularitățile caracterului nostru dispar. O minte nouă se profilează la orizont, o inimă nouă și un duh nou și statornic ne este împărtășit. Ce frumos că în această seară de vineri ne putem pierde în Mântuitorul nostru și putem accepta chiar pierderile materiale cu scopul sau pentru faptul că noi ne-am pierdut în Hristos. Atunci când ne pierdem în Domnul Hristos, nu ne mai doare o pierdere materială, o pierdere a unor bunuri vremernice. De ce? Pentru că pierderea s-a făcut. acelui care putea să piardă, eu nu mai pot să pierd nimic, pentru că m-am pierdut pe mine însumi, în Domnul Isus Hristos, Mi-aduc aminte, dragii mei prieteni, de momentul în care, undeva în Baia Mare, se sfințea fabrica de bere. Un sobor pe oameni au venit cu apă care, mă rog, avea menirea să sfințească fabrica de bere și, prin excelență, să aducă bine binecuvântare asupra celor care vorbea, vor consuma acel alcool și, ca mai apoi, să se întoarcă acasă pe patru cărări. Apoi am văzut și catedrala neamului cu înălțim și arh arhitectură uh, de o splendoare deosebită. Dar am văzut și adâncimile nevăzute. Am văzut acele camere în care pe șoptite mi s-a spus că aici vor fi ghiși eretici. Acestea sunt camere în care vor fi ascunse fețele celor care vorbesc cum nu trebuie, împotriva cui nu trebuie. Dragii mei prieteni! Mă uitam la catedrală și mă uitam la ce se vede și mă uitam la ce nu se vede. Noi, oamenii, ne uităm la splendoarea lucrului care se vede, dar nu ne uităm și ce este în pământ, la temelia acelei catedrale. Putem judeca calitatea unei opere de artă, putem judeca frumusețea unei clădiri în funcție de temelia acesteia. Dacă clădirea la suprafața pământului, este frumoasă și atrăgătoare? Dar este bazată sau este construită pe o fundație care ascunde camere de tortură? Și, de fapt, are ca temelie o pușcărie a sfinților? Atunci ne întrebăm din nou care este adevărul? Oamenii care construiesc clădiri frumoase deasupra pământului și clădiri urâte de desubtul pământului, cred că nu iubesc lumina. Sunt oameni ai întunericului. Un întuneric atât de adânc încât nu poate fi penetrat. Ei nu cunosc puterea lui Dumnezeu și nici dragostea sa. De aceea ei nu se poate întoarce la dragostea lui Dumnezeu pentru că n-au avut-o niciodată. Mai bine cu Iisus în lăuntru, prieteni, în lăuntru celei mai întunecate pușcării, decât afară, Într-o catedală luminoasă, geamuri mari, dar fără Domnul Hristos. Mai bine în lăuntru, într-o celulă întunecată cu Iisus, decât afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, fără Domnul Iisus. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu mă convinge, atunci, prieteni, nu mai este niciun remediu sau un alt mijloc de salvare pentru sufletul meu și sufletul celor din jur. Pierdut în Hristos sau pierdut pentru totdeauna este alegerea pe care noi o avem de făcut în această seară. Așa cum spunea Apocalipsa într-una din, într -una din mărturisirile Domnului Hristos cu privire la poporul său sau la urmașii săi, și ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Aici este secretul mântuirii. Atunci când suntem îndrăgostiți de Domnul Hristos, nu ne va fi niciodată rușine să mărturisim pe Mântuitorul în cele mai oribile, grele, descurajatoare momente. Pierdut în Hristos sau pierdut pentru totdeauna? Dragii mei, prieteni, acestea au fost cele câteva gânduri pe care le-am însăilat pentru prietenii și scumpii mei colaboratori care se găsesc și se întâlnesc întotdeauna pe platforma uh, YouTube, gânduri care le-am însăilat după o săptămână plină de oboseală și totuși am preferat să fiu cu dumneavoastră decât fără dumneavoastră. Domnul Hristos să vă binecuvânteze în această seară, cu un sabat excelent, cu o dignă nemaipomenită și mâine, la ora nouă și jumate, să ne întâlnim din nou pe calea undelor, în prezența Cuvântului Dumnezeu, la o școală care Întotdeauna are scopuri nobile școala de sabat, după care să fim pregătiți să flămânzim după pâinea vieții care va fi împărtășită Cuvântului Dumnezeu la ora 11. Sigur că există și un program de laudă, ca de obicei, în Comunitatea Bucov, în care tinerii noștri neobosiți vor participa sau ne vor răpi atenția cu cântări de bucurie, cu momente poetice și poate... Împărtășiri de experiențe personale și studierea analitică a Cuvântului Dumnezeu. Vă invit la un moment de rugăciune. Iubite Tată din cerul, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru această seară minunată, pentru faptul că ne-ai invitat să ne îndrăgostim din nou de frumusețea caracterului tău și să ne pierdem în tine și să nu ne mai recunoaștem pe noi și să nu ne mai pese de eul, orgoliul nostru personal. Ajută-ne, Doamne, ca în toate dimensiile vieții noastre să fie semnătura Ta, să fie prezența Ta, să fie recunoștința Harului și Milei Tale. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin.